Functional HIIT este un antrenament în care lucrăm cu greutatea corporală pe intervale de intensitate. Un antrenament în care îl putem implementa ușor, nu consumă foarte mult timp și rezultatele sunt foarte rapid vizibile. Care sunt beneficiile acestor exerciții? Beneficiile sunt multiple. În primul rând, arderea calorică foarte mare, fără scăderea masei musculare. În momentul în care vrem să slăbim foarte mult, facem greșeala de a scădea și masa musculară, odată cu raportul caloric din alimentație. În antrenamentul HIIT nu întâmpinăm această problemă, deoarece odată cu arderea calorilor foarte puternică, lucrăm și foarte musculară foarte intens. Și atunci avem o menținere a masei musculare. Care sunt grupele musculare pe care le antrenează aceste exerciții și de câte ședințe avem nevoie pentru ca rezultatele să se vadă? Așa cum ați văzut, în timpul antrenamentului lucrăm absolut toate grupele musculare, de la cele mai mari la cele mai mici. Putem tonifia absolut toate grupele musculare, nu sărim peste niciuna. Iar pentru a avea un rezultat foarte bun, așa cum am spus și la început, nu avem nevoie de foarte mult timp, 10-15 minute lucrate intens, 2-3 antrenamente pe săptămână ne sunt suficiente, dar să nu ne culcăm pe ureche, avem nevoie și de o alimentație corectă. Recomandate pentru a ne tonifia corpul pentru plajă, pentru venirea verii? Categoric, da. Este o tonifiere extrem de puternică. Grupele musculare nu sunt neglijate. Avem nevoie de o pregătire fizică în avans? Nu neapărat, pentru că acum dacă veniți la o sală de interval training, de high intensity interval training, nu înseamnă că pun biciu sau instructorul pune biciu pe voi, ci doar trebuie să încercați să vă depășiți limitele la fiecare antrenament. Le putem practica indiferent de vârstă? Media de vârstă poate fi oarecum catalogată undeva la 50 de ani.